Republica Moldova produce tot mai puțin lapte. În ultimii 30 de ani, producția a scăzut de 5 ori. Pentru a salva acest sector, Agenția Cehă pentru Dezvoltare vine în ajutorul antreprenorilor mici și mijlocii, grație proiectului Milk, demarat de organizația People in Need. 120 de antreprenori din nordul țării vor putea obține finanțare pentru a-și dezvolta afacerea eficient. Proiectul se cifrează la 8 milioane de lei, relatează nordnews.md. Alexandru Gnatiuc deține o fermă de 170 de vaci și 140 de viței. În 2018, acesta a beneficiat deja de susținerea Uniunii Europene, care a venit cu o investiție de 800 de mii de lei pentru modernizarea fermei. În 24 de ore aici se produc până la 4 tone de lapte. Fermierii speră că pe urma proiectului vor avea doar de câștigat. Deja și noi trebuie să lucrăm la toate lucrurile astea, la proiectele astea. Trebuie să depunem fiecare probleme, fiecare fermă, adică avem și noi de lucru ca să le dăm care va date. Va fi dialog, va fi astea și am să mergem înainte. Una dintre principalele probleme cu care se confruntă fermierii este lipsa pășunilor și insuficiența furajelor. Prin intermediul acestui proiect, fermierii vor să-și salveze afacerile și să sporească calitatea producției. Pentru cantitatea laptelui, pentru să mulțim, să facem, să creștem în creștere, să creștem și lapte, și carne, și animale și așa mai departe. Sperăm să poți fi mai ușor. O leac preț, o leac 6 de litri de lapte, cam tot e scump, motorina scumpă, energie scumpă, gaz scumpă, scumpă. Noi am fost ca veterinari, ne-am învățat ca singuri. Noi suntem singuri veterinari, noi veterinari n-avem. Noi dacă se întâmplă o complicație fatare, o ceva boală la jete, noi singuri. Și ne ducem la farmacie și acolo sunt și oameni care ne consultă și ne ajută și cu asta noi scăpăm animalele. În cadrul proiectului urmează să fie modernizate 4 centre de colectare a laptelui. Ca obiectiv principal avem sporirea veniturilor fermierilor, producători de lapte, veniturilor din producerea de lapte și comercializarea lui ulterioară. Deci am ales regiunea Nord din simplu motiv că peste 50% din laptele produs în Republica Moldova este produs aici, în regiunea aceasta. Republica Cehă este un partener de încredere pentru Moldova de aproape 20 de ani. Republica Moldova e țara de prioritate pentru noi. Organizația People in Need, care organizează tot același proiect, sunt specialiști, o organizație care este activă în Republica Cehă în ultimele 30 de ani și eu sunt sigur că vor avea rezultate. We are bringing together different stakeholders that are important for the daily dairy sector. From small and medium farmers to local authorities, public authorities, and veterinarians. Guvernul Republicii Moldova este îngrijorat de scăderea indicatorilor cantitativ și calitativ în sectorul cărnii și a lactatelor, iar pentru a menține această ramură, alocă subvenții de la 5.000 până la 7.500 de lei pe cap de bovine. Aceste măsuri sunt ca startup-urile, cei care tineri se întorc din afară și doresc să inițieze o producere de lapte, o fermă pentru producerea laptelui sau investiții post-investiționale. Atunci când a investit deja, el poate să obțină până la 70% din suma investită. În țărișoara noastră, produsele lactate are nevoie de o dezvoltare, de spune așa, enormă, fiindcă în ultimii 10 ani, să facem unele comparații, nivelul de producere a laptelui a scăzut cu 50%. Dacă cu 10 ani în urmă producția anuală era în jur de peste 500 de mii de tone, la ziua de astăzi datele din anul arată că a ajuns în jur la 265 de mii de tone. Proiectul Modernizarea, Inovarea și Utilizarea Cunoștințelor pentru Sectorul Laptelui din Moldova urmează să fie implementat până în anul 2024.